Salutare tuturor! Astăzi o să creez o piesă cap-coadă, sau cel puțin o să încerc să creez una. Am intrat în Cubase 10,5. Am așezat câteva elemente între timp. O să le vedeți și pe video, o să mai adăugăm elemente. Ce să zic, nu știu, nu o să facem foarte lungă, facem așa un test. Vedem ce iese, nu-i nimic de lansat, e o distracție, mai ne obișnuim puțin cu producția. Și ce să zic, o să încercăm să-l și masterizăm, să vedeți și ideea de masterizare. O să folosim și ceva plugin-uri stock, dar o să folosim și plugin-uri cumpărate, și inclusiv gratis, care le găsiți gratis și le puteți downloada și voi în funcție de preferință, dacă vă plac, dacă nu vă plac. Poate nu vă ajută, poate vă ajută. Bun. Ce să zic? Hai să vedem ce să facem. Ideea următoare. Am așezat aici câteva elemente. Le fac prezentare rapid, nu-i mare lucru, am o linie de kick. Teoretic ele vin undeva la 113 BPM, cel puțin astea de pe ecranul meu care le-am pus deja în Cubase. Proiectul meu undeva la 120 de BPM, probabil că o să și rămână acolo. Cred că e suficient, e așa un fel de... ce să zic, nu știu, facem așa o piesă mai de vară, mai chill, deep house, un fel de... Bun, am o linie de kick, am o linie de claps, teoretic am două, sună la fel, una e un pic schimbată, dar mare diferență nu între ele, posibil nici să nu o folosesc pe a doua și eventual să căutăm alta, vedem, nu știu ce iese. Mai am un FX crescendo. Ăsta este bun așa pe acolo, pe la mijloc, pe undeva, nu știu pe unde o să-l punem. Găsim, nu știu. Mai am o vocală. Bine, am mai multe. Pack-ul pe care l-am eu cumpărat, cred că e cumpărat ăsta, sau a venit gratis la cumpărarea unui alt pack de sunete. Am mai multe vocale, ele sunt dry, am și varianta wet, adică cu efecte puse, asta e varianta fără efecte. Deci da, o să punem noi o să facem mixul la fiecare linie de sample sunet creat. Sub vocal am zis că am deschis eu de fapt deja Halion 6 și am încercat eu acolo. Da, o să vedeți, dăm drumul, creăm. Probabil că video o să nu iasă chiar foarte, foarte lung. O să dau și să meargă și mai rapid în momentul care creez, în momentul care mă chinui să creez ceva, că na, asta e. Ne mai oprim, mai vorbim, dăm drumul, ascultăm și vedem ce iese. Hai! Bun, în continuare o să încerc să fac o linie de bas. Da, nu știu exact, o să merg pe un bas așa de chitară. Am deschis deja un alt Halion între timp. Am și pregătit deja exact chitara care o vreau eu. Asta o să fie Electric Bass VX. Da, hai să vedem ce iese.
asta ar fi linia de bas. Să vedem, nu știu exact ce a ieșit. Ați ascultat-o. Cred că o lăsăm așa. Acum, dacă ar trebui să facem niște modificări, vedem în timp. Da, cred că merge. Momentan. E ok. Hai să vedem în contest. Da, momentan cred că e ok. Probabil că o să mai pe parcursul piesei o să mai schimb puțin, o să mai adăugăm niște elemente sau schimbăm puțin midiurile, să nu fie chiar la fel, dar da, momentan e ok, sunt mulțumit, să vedem, mergem mai departe, o să încerc să adaug nu știu, un al doilea pian sau ceva de background să se audă, ceva nu foarte tare, hai să vedem ce iese, nu știu, încercăm. Thank you.
Bun. Am adăugat un pian. Nu sună rău, l-ați auzit. Sunt niște corzi, am pus mai multe. Da, sună bine. Sună bine. Deci, planul e în felul următor. Optimia asta, prima, care e selectată pe loop, merge cu pianul. E dat puțin mai încet, iar la următoarea trecere, următoarea optime, punem un efect și încercăm să îl facem crescendo, să meargă tot mai tare, tot mai tare, iar la chiar la a doua optime îi dăm drumul mai tare, îi dăm așa brusc, sau încercăm cel puțin. O să automatizăm treaba, să vedem ce iese. Hai că dăm drumul.
ceva de genul o să fie, sau cel puțin îl lăsăm momentan așa. Evident, probabil o să mai schimbăm în funcție de cum vor suna și celelalte elemente pe care le adăugăm sau ce idei mai vin. Momentan e ok, bineînțeles, tot timpul, în momentul în care creezi o piesă, sau cel puțin asta am observat la mine, pornești cu o idee, niciodată nu rămâne aceea, sau cel puțin nu e ceea ce crezi tu. În momentul în care dai play, de multe ori sună total diferit. Tocmai de aia, momentan îs mulțumit, rămâne așa, o să o schimbăm pe parcurs, sunt convins că o să mai umblăm la ea, mai adăugăm și alte efecte. Cred că o să încerc așa încet, încet să o structurez, o să-i pun și niște culori. Nici cu basul nu sunt foarte mulțumit, momentan merge, e de o idee. Sunt convins că o să fac mici modificări la el sau poate găsesc un alt bas, să vedem exact cum sună, nu știu. Mă gândeam să trecem puțin la vocale, o să încerc de idee să pun, să încep cu primul sample vocal care l-am aici sus cu galben. Le adaug și pe restul, vedem ce sună, nu știu ce fac, tot iese. Iar dacă nu iese, nimeni nu comentează, evident. Totuși să încercați, să încercați, să încercați. Cred că o să oprim aici. O să facem probabil vreo 3 episoade. În episodul următor o să mă concentrez mai tare pe partea vocală. Accelerăm puțin producția, nu știu, încercăm să adăugăm niște voci, nu o să fac o piesă de 5-10 minute, n-are rost, una scurtă, un demo, ca de tutorial, nimic mai mult. La final încercăm să facem și un master, așa cât se poate cu Cubase, ceva decent, nu profesional, nu foarte profesional, decent și cam atât. Bun. Dacă ți-a plăcut, ajută-ne să creștem, dă-ne un like, dă-ne un subscribe și, de ce nu, un comentariu, spune-ne părerea ta, dă-ne niște idei, hai să facem ceva împreună, discutăm despre Cubase. Încercăm. Mersi frumos. Ne auzim data viitoare. Hai, pa, pa. Thank you.